V-ați gândit vreodată să călătoriți prin lume în timp ce stați în fotoliul vostru comod de acasă? Hai să încercăm să facem asta chiar acum. Pregătiți-vă pentru cea mai tare călătorie virtuală în jurul lumii. În 1974, în Etiopia, oamenii de știință au descoperit-o pe Lucy, oasele fosilizate ale celui mai vechi strămoș al omului. A fost prima dovadă că specia umană este mult mai veche decât se credea anterior. Acum 5.000 de ani, în China, bețișoarele se foloseau pentru gătit, nu pentru mâncat. India are cea mai mare rețea poștală din lume, peste 155.000 de oficii poștale, iar unul dintre acestea plutește pe apă. America este țara cu cei mai mulți milionari. Sunt 18,6 milioane de milionari, ceea ce reprezintă 40% din numărul total de milionari la nivel mondial. În Indonezia trăiește cea mai mare șopârlă din lume, varanul uriaș, sau cum este numit mai comun, dragonul de Komodo. Aceste animale trăiesc pe 5 insule diferite din arhipelag și si pot ucide animale mai mari decât oamenii. Mai mult de 40% din mingile de fotbal din lume sunt produse în Pakistan, în orașul Sialkot. În Brazilia, delfinii îi ajută pe pescari să prindă pește. Oamenii nu pot vedea nimic în apele tulburi de acolo, de aceea sunt atenți la semnalele delfinilor, care atunci când găsesc pește se scufundă sau bat din coadă. Nigeria are propria sa industrie cinematografică numită Nollywood. Este a doua din lume ca număr de filme produse. Chiar dacă Bangladeshul are o climă subtropicală musonică, acolo sunt șase anotimpuri, nu patru. Vara, sezonul ploios, toamna, sezonul rece, iarna și primăvara. Numele de piața roșie din Rusia, Moscova, provine din cuvântul Krasnaya, care în rusa veche înseamnă frumos. Recent însă, sensul cuvântului a devenit roșu. Capitala Mexicului se scufundă încet în pământ, asta pentru că orașul a fost construit în mijlocul unui fost lac vulcanic. Japonia este țara cu cele mai multe automate din lume, are peste 5 milioane și poți cumpăra orice de la acestea, cafea, umbrele, ouă și chiar hârtie igienică. Simbolul național al Filipinelor este Agvila filipineză sau Agvila maimuțelor. Aceasta are cea mai mare suprafață a aripilor dintre toate speciile din lume. Marea piramidă din Giza, Egipt, este cea mai veche dintre cele șapte minuni ale lumii antice. De asemenea, este singura care încă există. În Vietnam există cea mai mare peșteră naturală din lume, Han Song Dong. Un fermier de acolo a descoperit întâmplător intrarea în peșteră când încerca să se adăpostească de ploaie. Germania a fost prima țară care a lansat o revistă în 1663. Aceasta era o ediție literară și filozofică. Turcia are o mulțime de dulciuri delicioase. Probabil că cel mai ciudat dintre acestea este unul făcut din lapte, zahăr, scorțișoară, carne tocată de pui și alte câteva ingrediente. Una dintre cele mai vechi specii de feline este pisica persană și țara de origine a acesteia este Iranul. Simbolul național al Thailandei este elefantul. În momentul de față, doar câteva mii de elefanți mai trăiesc în sălbăticie, ceilalți fiind domesticiți. În Marea Britanie este necesar ca toate animalele înrudite cu calul să aibă pașaport. Aici sunt incluși poneii, măgarii și chiar zebrele de la Zoo. Pașaportul este un carnețel sau un card prin care animalul este identificat în funcție de înălțime și specie. Franța a fost prima țară care a început să conserve mâncarea în borcane. Fac asta încă din 1809, când un cercetător a încălzit mâncarea sigilată într-un borcan de sticlă pentru a distruge microorganismele. În fiecare an, vizitatorii aruncă peste un milion de dolari în fontana di Trevi din Roma. Asta înseamnă cam 3000 de dolari pe zi. Cel mai mare diamant din lume a fost găsit în Africa de Sud în 1905. Acesta avea 3106 carate și a fost botezat diamantul culinan. Avea greutatea unei mingi de basket. Locuitorii din Myanmar folosesc scoarță de copac pentru a face o pastă galbenă pe care o folosesc pentru a se proteja de soare. În Kenya există o insulă numită Lamu, unde mașinile sunt interzise. Locuitorii de acolo pot călători doar pe jos, pe bicicletă sau călare pe măgari. În Corea de Sud se consideră că nou născuții au deja un an. Columbia a fost botezată după numele celebrului explorator italian Christopher Columb. Țara este cel mai mare producător mondial de smaralde. Spania este țara în care se află cel mai vechi restaurant din lume. Acesta a fost deschis de un bucătar francez în Madrid în anul 1725. În clădirea de patru etaje încă există cuptorul pe lemne original. Argentina este țara unde pentru prima dată un infractor a fost identificat după amprente. În Uganda există peste 1070 de specii de păsări. Asta înseamnă mai mult de 10% din toate speciile de păsări întâlnite pe pământ. Animalul național în Algeria este fenecul, care este cea mai mică dintre toate speciile de vulpi. Echipa națională de fotbal a țării și-a primit numele de la acest animal. În Sudan există mai multe piramide decât în Egipt. Aici sunt între 200 și 250 de piramide, în timp ce Egiptul are doar 138. Oamenii din Polonia au primit până acum 19 premii Nobel. Dintre acestea, 4 au fost pentru pace, 4 pentru fizică și 6 în literatură. În Canada au avut loc fluctuații de temperatură foarte ciudate. În 1962, în Alberta, temperaturile au crescut de la minus 19 grade la 22 de grade în doar o oră. În același an, prima pizza hawaiană a fost făcută tot în Canada. În Maroc există cea mai veche universitate din lume. Aceasta a fost fondată în anul 859. În Arabia Saudită există concursuri de frumusețe pentru cămile, iar la ele participă mii de animale. Premiul este de peste 370.000 de dolari. Una dintre cele mai mari mine deschise de aur se află în Uzbekistan și si se numește Muruntau. Dacă mergi într-un tur cu barca din orașul Paracas aflat în Peru, către un grup de insule din zona de sud a țării, vei vedea pinguini. Dar nu vei putea vizita acele insule pentru că acestea sunt protejate. Cea mai mare camera unei peșteri este în Malaezia. Aflată pe insula Borneo, aceasta este de 30 de ori mai mare decât un teren de fotbal. Angola este probabil țara care a influențat popularul dans brazilian samba. În Angola, un dans similar se numește semba. În Ghana, teritoriile din nord au anotimpuri diferite față de cele din sud. În sud, sezonul ploios ține din aprilie până în iunie și din septembrie până în octombrie. În nord, același sezon ploios ține din martie până în noiembrie. În Venezuela se află cea mai înaltă cascadă neîntreruptă din lume, cascada Angel. Vara este atât de cald acolo încât apa se evaporă înainte să atingă pământul. Aproximativ 90% dintre speciile de plante și animale din Madagascar nu există în alte părți ale lumii. Datorită peisajelor sale variate și zonelor climatice distincte, Camerunul este cunoscut ca și Africa în miniatură. Aici se vorbesc peste 200 de limbi. Coasta de Fildeș este cel mai mare producător mondial de boabe de cacao. Aici se produce 30% din necesarul pieței mondiale de cacao. În Niger există cel mai mare petroglif cu animale din lume. Acesta a fost creat acum 7 de ani și constă în două girafe. Nepalul este singura țară din lume care nu are un steag dreptunghiular. Acest steag a fost creat acum multe secole. În Sri Lanka există fortăreața Sigiriya sau stânca leului. Construită acum mai bine de 1500 de ani, aceasta este una dintre principalele atracții turistice ale țării. În Chile se găsesc unele dintre cele mai vechi mumii descoperite vreodată. Unele dintre acestea au între 5.000 și 7.000 de ani vechime. În Malawi există un lac în care se găsesc cele mai multe specii de pești din lume. Acolo se găsesc peste o mie de specii înrudite, dar totuși diferite. Analiza ADN făcută merelor sugerează că acest fruct este original din munții Kazahstanului. Olanda este cunoscută și sub numele de țara de jos pentru că o mare parte a țării se află sub nivelul mării. Cambogia este singura țară din lume pe al cărei steag este o clădire. În Senegal există o insulă pe care se află un sat construit în întregime din scoici, iar aici sunt incluse chiar și străzile și clădirile. Suedia are peste 221.000 de insule, dar doar aproximativ 1.000 dintre acestea sunt locuite. Alfabetul maghiar are 44 de litere și este bazat pe alfabetul latin. Einstein a dezvoltat echivalența masă-energie, cea mai celebră teorie a lui, în timp ce trăia și studia în Elveția. În Valea Trandafirilor din Bulgaria este produs jumătate din uleiul de trandafir din lume. Oamenii din Singapore merg pe jos cel mai repede dintre toți oamenii lumii. Aceștia parcurg 18 metri în 11 secunde. Irlanda este numită insula de smarald, datorită câmpurilor foarte mari acoperite cu verdeață. Țara are și destul teren stâncos. Acum aproximativ 15.000 de ani ea a fost acoperită în întregime de ghețari, iar când aceștia s-au deplasat au luat și solul cu ei, lăsând stâncile descoperite. În Armenia, conform programei școlare, copiii trebuie să învețe și șah printre alte materii. În Grecia se găsește cel mai bătrân măslin din lume, iar acesta încă produce măsline. El se află pe insula Creta și se crede că are între 2000 și 4000 de ani. Maldive deține recordul pentru cea mai plată țară din lume. Cea mai înaltă altitudine a țării este de 2,5 metri. Un artist din Belgia este singurul din lumea cărui operă a ajuns pe lună. Este o statuie mică a unui astronaut și a fost lăsată acolo în 1971 de către comandantul misiunii Apollo 15. În Cehia sunt sute de castele. Se estimează că numărul total ar fi undeva între 150 și 1000. Orașul istoric Petra din Iordania este numit și orașul roz datorită culorii pietrei în care este sculptat. Și în încheiere România. Sfinxul din munții Bucegi este un megalit antropomorf situat la 2216 metri altitudine în județul Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni. Originea numelui Sfinxului este datorată asemănării sale cu un cap uman, mai exact cu Sfinxul egiptean, formarea lui fiind datorată eroziunii eoliene. Gata, acum scrie în comentarii care dintre aceste lucruri deja le știai. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!